9 din 10 moldoveni mor din cauza bolilor netransmisibile, iar cele mai răspândite sunt maladiile cardiovasculare. Republica Moldova se alătură campaniei Săptămâna Globală de Acțiuni pentru Prevenirea Bolilor Netransmisibile. Colegul meu, Ion Botnaru, ne spune mai multe la acest subiect. Bună seara, Ion. Te ascultăm. Elena, doamnelor și domnilor, bună seara! Bolile cardiovasculare, accidentele vasculare cerebrale, hipertensiunea, cancerul, bolile respiratorii cronice, diabetul, bolile mintale și afecțiunile neurologice sunt doar o parte din lista bolilor netransmisibile care fac un număr mare de victime în fiecare an. Republica Moldova se numără printre țările cu cea mai înaltă rată a mortalității determinate de bolile netransmisibile din regiunea europeană a OMS. În anul 2021, în țara noastră, acest tip de maladie a prevalat în structura mortalității înregistrate. COVID-19 a scos în evidență și mai mult importanța investițiilor în prevenirea și tratamentul bolilor netransmisibile, având în vedere că peste 90% dintre persoanele decedate de infecția SARS-CoV-2 au avut una sau mai multe boli cronice concomitente. În perioada 5-11 septembrie 2022 se desfășoară Săptămâna Globală pentru Prevenirea Bolilor Netransmisibile, iar Republica Moldova se alătură campaniei. La nivel național vor fi organizate mai multe acțiuni de mobilizare comunitară și de sensibilizare a societății privind povara bolilor netransmisibile.